O femeie și-a pierdut parțial vederea și, din neatenție, și-a expus întreaga familie la pericol de otrăvire cu mercur, cel mai probabil din cauza utilizării cremelor de înfrumusețare, care conțin niveluri ridicate de substanțe chimice și toxice. Raportul descrie simptomele cu care se confruntă femeia, care este și mamă, și modul în care controlele la domiciliu, efectuate de Agenția de Control a Poluării, au depistat niveluri ridicate de mercur în dormitoarele copiilor, lenjerii, pat și prosoape. Femeia, al cărei nume nu a fost făcut public, a fost consultată de către o echipă după ce a ajuns la mai mulți medici cu o serie de simptome, variind de la insomnie, dureri de picioare și musculare, oboseală și, în cele din urmă, pierderea vederii periferice. Testele clinice au evidențiat niveluri crescute de mercur în sânge și în urină. Aceștia au explicat că cele mai frecvente simptome la o potențială otrăvire cu mercur sunt furnicături sau amorțeală în mâini sau picioare. Ea a descris pierderea vederii femeii drept un simptom extrem și permanent. Au vizitat de două ori casa femeii la interval de aproximativ un an. La prima vizită, ea le-a arătat medicilor cremele de înfrumusețare pentru albirea pielii aduse din străinătate, dar a spus că nu le mai folosea. Agenția a constatat că în aceste produse cantitatea de mercur era de câteva mii de ori mai mare decât nivelurile permise, iar testele de urină au arătat niveluri ridicate de mercur în corpul ei. Totuși, mercurul nu a fost precizat pe etichetă ca ingredient în produse, relatează mesajul.ro.